Serviciul Hidrometeorologic de Stat ne îndeamnă să ținem umbrela în apropierea noastră, pentru că și în aceste zile vom avea parte de precipitații. Sperăm însă că nu se va repeta scenariul din acest weekend. Se pare că ploile torențiale au avut un impact sever și asupra biosferei din Republica Moldova, dar mai multe detalii aflăm în această dimineață de la secretarul de stat în cadrul Ministerului Mediului, domnul Gheorghe Hajder. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație! Așadar, discutăm despre situația actuală a râurilor, a bazinelor acvatice din Republica Moldova și cât de mult au fost acestea afectate. În primul rând vreau să menționăm că dacă vorbim de râurile, cele două râuri mari din Republica Moldova, din Nistru și Prut, atunci situația hidrologică este una relativ bună, de aceea pentru că acumulările de apă în aceste râuri de obicei se întâmplă în afara Republicii Moldova, în Ucraina, respectiv România. Și aici avem o colaborare foarte bună cu partenerii din România și Ucraina, respectiv am avut o situație bună. Ce ține de râurile mici din interiorul Republicii Moldova, ele depind foarte mult de precipitațiile din țară. Respectiv, aici am avut unele debite crescute foarte mult, până la un metru și un metru jumătate, ceea ce a provocat inundații în anumite localități, mai cu seamă în raioane în centrul țării și sud-estul Republicii Moldova. Așa, dar în linii generale, care au fost cauzele raportate? Mă refer aici la complicațiile mai exacte pe care le-au adus precipitațiile. Deci au ieșit râurile din Albi și s-au inundat anumite zone. Dar putem vorbi acum și despre un pericol iminent asupra apei potabile, de exemplu? Absolut. Atunci când viitorile sunt de o asemenea anvergură, apele spală mai multe, pot spăla anumite fântâni, zone periculoase, sisteme de canalizare care sunt răspândite în localități și pot afecta și apa și bazine de apă potabilă. Dar trebuie să menționăm că operatorii și furnizorii de apă potabilă sunt obligați să efectueze permanent analize și să livreze apa în condiții cele mai bune consumatorului final. Există niște regiuni mult mai afectate de aceste precipitații de la sfârșitul săptămânii trecute, ați menționat și dumneavoastră, zona de centru și zona de sud a Republicii Moldova. Cum sunt gestionate aceste situații de criză în regiunile respective? Ministerul Mediului împreună cu Agenția Apele Moldovei și IGSU sau Inspectorat pentru Situații de Urgență frecvent au anumite ședințe prin care se discută cele mai afectate zone, respectiv în aceste cazuri s-au intervenit prompt împreună și cu autoritățile locale. Dacă vorbim din satul în Romanovca, în raionul Iova, aici am avut și un baraj s-a rupt, respectiv 200.000 de metri cubi au fost evacuați peste localitate, ceea ce au provocat inundații și mai mari. Uh-huh. Respectiv, în raionul Iova, la fel în Sărata Nouă, unul baraj a fost la limit, aici s-a intervenit rapid cu Agenția Apelor Moldovei și GSU pentru a consolida malurile, astfel s-a evitat o catastrofă poate mai mare. Când va fi reabilitat barajul de la Leova din Romanovca, mă refer? Imediat s-au proces la acțiuni de evacuare a apei pentru a se efectua lucrările și imediat ce va permite condițiile meteo se va efectua la lucrările de consolidare a barajului, astfel ca să fie consolidat, să nu se mai producă astfel de versări. Domnule Hajder, îmi imaginez că vorbim nu doar despre reabilitare, despre intervenție promptă, dar vorbim și de necesitatea alocării financiare pentru astfel de situații. Există un fond de rezervă pentru astfel de situații de urgență? Da, există. Apele Moldovei efectuează lucrări pe parcursul anului mai multe diguri de protecție, respectiv în acest sens avem peste 100 de milioane alocați. Mai mult de atât, avem și în fondul de mediu proiecte pentru autoritățile locale care pot apela pentru consolidarea digurilor de protecție și inclusiv curățarea a lacurilor și a râurilor, pentru că de aici contează foarte mult și capacitatea de transport a apei, pentru că de multe ori acesta este blocat cu anumite deșeuri și atunci din cauza aceasta apa se revarsă din albia râului și provoacă inundații. Acum ne bucurăm că nu am auzit despre alunecări de teren în această perioadă, dar ăsta e un risc iminent după astfel de precipitații. Cum este monitorizată această situație? Sunt verificate și regiunile cu risc sporit de alunecări de teren?
Absolut. Noi avem și o strategie de dezastre, respectiv aici avem și un registru cu cele mai sensibile zone și cele mai sporite la risc, dar cea mai bună strategie pentru alunecări de teren este evident împădurirea. Toate proiectele care sunt urmate din Fondul de Mediu, Agenția Apelor Moldovei, urmează neapărat și o urmare a împăduririi a zonelor riverane. Deci fâșia forestieră ar putea proteja cel mai eficient zona sensibilă sau zona cu risc sporit. Despre colaborarea Ministerului Mediului cu celelalte autorități, ați menționat deja de IGSU, cu siguranță ați fost și în comunicare foarte activă cu autoritățile publice locale. Cât de interesați sunt primarii sau funcționarii publici în a se implica, în a ajuta? Eu aș spune că autoritățile locale sunt cele mai interesate, pentru că aceste calamități se afectează cel mai mult și direct. Respectiv, ei au fost cei mai insistenți. Evident că autoritățile centrale au răspuns în mod adecvat și au fost alături de autorități locale, au intervenit cu tot ce este necesar și deja se lucrează la înlăturarea tuturor calamităților și daunelor. Și dar mai mult de atât, acum se evaluează toate daunele, respectiv vom veni și cu alte acțiuni în suportul autorităților locale. Există cazuri care nu au fost raportate la Ministerul Mediului, de exemplu, sau la IGSU, pentru că oamenii au încercat singurei să rezolve problema. Cât de important este ca aceste cazuri să fie sesizate pentru a interveni profesionist? Există riscuri? Există riscuri și aș vrea să spun că este foarte important ca aceste cauze să fie sesizate către autoritățile centrale, pentru că Agenția Apelor Moldovei în fiecare an sunt anumite ședințe în care se evaluează anumite riscuri, se vine cu proiecte în acest sens. De aceea, unde avem mai multe diverse sau zone cu zone sporite de accident, atunci urmează să intervenim exact acolo ca să consolidăm anumite diguri, maluri pentru protecția culturilor agricole și localităților în general. Să presupunem că am trecut cu brio acest examen al precipitațiilor abundente. Pentru viitor, am putea preveni astfel de situații sau ce ar trebui să facem? În primul rând, eu aș îndemna toți locuitorii să urmărim noutățile serviciilor hidrometeorologice de stat. Mai mult de atât, Ministerul Mediului lucrează împreună cu partenerii externi la o aplicație după modelul României RoAlert, în care atunci când vor fi anumite fenomene meteorologice cu risc sporit, care cu atentat la bunurile materiale și viața și securitatea oamenilor, se va emite o alertă pe telefonul mobil astfel ca cetățenii să fie pregătiți și să poată reacționa din timp. Pentru că cele mai mari pierderi sunt de faptul că lumea nu au știut sau nu au luat în serios avertizările care vin din partea instituțiilor de stat. De aici ar fi bine să amintim și celor de acasă, RoAlert, în momentul în care a început să furnizeze astfel de mesaje, era luat în serios, dar în momentul în care sunt foarte multe alerte, oamenii se plictisesc, oamenii într-adevăr devin mult mai superficiali. Așteptăm această aplicație și Republica Moldova, ci că va fi funcțională din 2025, dar rămâne de văzut ce se va mai întâmpla. Există și o susținere din partea altor state manifestată în vederea soluționării acestor probleme de inundații, de defectare a barajelor, a digurilor. Ministerul Mediului este într-o strânsă colaborare cu partenerii externi și aici vorbim de la sisteme de monitorizare a debitului de apă, de calitate, până la finanțare pentru sau și studii de finanțare pentru lucrări de consolidare a digurilor, lacurilor și a barajelor. Respectiv, avem o colaborare foarte bună și mulțumim partenerilor externi pentru suportul care îl acordă zi de zi Ministerul Mediului și, în general, Republicii Moldova. Domnule secretar de stat, pe final vreau să vă întreb despre ajutorul pe care ar putea să-l primească cetățenii Republicii Moldova în calitate de gospodar, pur și simplu. Când vorbim de râuri, vorbim de bazine acvatice, de lacuri, de rezervații științifice, ne dăm seama că intervin factorii de decizie, autoritățile centrale. Ce se întâmplă cu omul care are o gradă inundată cu apă? Sigur, este destul de complicat să acționăm individual, dar cu siguranță împreună cu autoritățile locale, Ministerul Mediului, Guvernul Republicii Moldova nu va rămâne indiferent față de problemele oamenilor. De aceea rugăm să raporteze problema și atunci vom găsi soluții să intervenim cu ajutoare. Eu sper că și Guvernul va găsi mai multe soluții pentru a interveni direct către cetățenii Republicii Moldova și a ajuta în cazuri speciale, că înțelegem că este o catastrofă
catastrofă care nu depinde de voința nimănui și astfel de situații trebuie gestionate și tratate în mod corespunzător. Sper să fie așa cum spuneți dumneavoastră. Mult succes în eradicarea consecințelor acestor ploi torențiale. Sperăm să nu mai fie repetat acest scenariu, dar vă așteptăm cu mare drag să discutăm și despre lucrurile frumoase care se întâmplă în Republica Moldova. Vă mulțumesc frumos!